Sunt multe profeții străvechi care ne-au avertizat că în preajma anilor 2000 vor fi descoperite scrieri despre adevărata istoria Terei. Însă în vara anului 1999, într-o peșteră din Franța, celebrul profesor Garoche a descoperit mai multe inscripții foarte stranii, vechi de peste 50.000 de ani. Textul a fost prezentat mai multor oameni de știință, dar și unor călugări inițiați, iar concluzia acestora fiind de-a dreptul șocantă. Ei au spus că este scrierea îngerilor 666. Experții au afirmat și ei la vremea respectivă că pictogramele ancestrale nu se înrudesc cu nicio limbă cunoscută și că într-adevăr ar putea reprezenta un mesaj al îngerilor. Despre care este mesajul acestor scrieri și despre prezicerile înfricoșători de precise a mai multor evenimente care au avut loc deja, dar și a altora ce urmează să se întâmple, vom vorbi în episodul de astăzi. Bine ați venit, dragi prieteni, pe canalul Adevăruri Secrete, locul în care vă vom prezenta teorii alternative, documentare, dezvăluiri șocante și teorii incredibile despre lucruri care vă vor schimba concepția despre lume și mai ales vă vor pune pe gânduri. Dacă nu vrei să faci parte din complotul Mafia Media care te îndoctrinează în fiecare zi, apasă butonul roșu de subscribe și clopoțelul, astfel încât să vezi imediat ce documentare și materiale pregătim special pentru voi. Însă să revenim la scrierea îngerilor 666, care prezice, printre altele, și sosirea lui Zamolxe, cum îi spun ei, noul tată. Unul dintre profesorii implicați în analizarea acestor inscripții foarte stranii spunea că pictogramele sunt aproape identice cu o formă de scriere care se regăsește în anumite manuscrise medievale foarte rare. Însă un lucru foarte interesant avea să se întâmple după aproape un an de la uluitoarea descoperire, iar inscripțiile erau parțial deșifrate, iar în acel moment era dată peste cap întreaga istorie cunoscută. Iată unul dintre mesaje. Cu mult timp în urmă, înainte de primul răsărit de soare, Tatăl a creat lumea, fiii cerului și fiii pământului, iar fiii pământului i-au făcut atât pe cei mici și păroși, cât și pe cei înalți. Autorii inscripției, dragi prieteni, sunt fiii cerului și se consideră ființe asemănătoare cu ungerii, precizează profesorul francez, care identifică nejustificat pe cei păroși cu neandertalienii. Extraordinarul text vine cu și mai multe informații extrem de interesante. Iată ce preciza textul. A avut loc un război între fiii cerului, care i s-au alăturat tatălui, și cei care s-au opus. Acești inamici au fost alungați, iar noi, cei buni, am fost desemnați drept păzitori ai pământului. Oameni buni, este de remarcat că în Vechiul Testament îngerii lui Iahave sunt de statură mică, iar Iahave se temea de răsăritul soarelui, iar profesorul Garoche asocia acest pasaj cu revolta satanei. Peste puțin timp și cei păroși se vor răscula împotriva tatălui și vor fi condamnați la moarte. Probabil că este destul de puțin probabil ca cei păroși să fie neandertalienii, așa cum presupunea profesorul Garoche, întrucât nu există, oameni buni, nicio dovadă istorică că aceștia ar fi fost agresați de cineva, fără să mai vorbim și de faptul că ei aveau un nivel de dezvoltare foarte scăzut. Însă o altă parte din text spune ceva și mai ciudat. Fiii pământului vor construi triunghiuri enorme. Am putea asocia foarte ușor cu piramidele sau cu proiectul Aurora al americanilor, acele avioane spioni invizibile, care au fost folosite, după cum bine știți, și în războiul din Irak, numite păsări metalice de formă triunghiulară, aproape imposibil de detectat. Iată ce mai conține textul. Într-o zi, tatăl va merge printre fiii pământului. El va fi cu ei, dar nu unul dintre ei. Fiii pământului se vor înmulți. Ei vor construi multe drumuri și poduri și roți. Va veni o vreme când fiii pământului se vor dezice de tatăl. El le va da atunci trei avertizmente care să-i anunțe că se apropie sfârșitul. Primul avertizment este că pământul va deveni fierbinte. Cel de-al doilea, apariția unei maladii oribile. Al treilea, o furtună imensă pe suprafața soarelui. Dar nimeni nu va ține cont de aceste avertizmente. Mai precizează textul ciudat. Oameni buni, nu ne trebuie mari oameni de știință să vedem că două părți dintre aceste avertizmente că sfârșitul se apropie se cam împlinesc. Primul avertizment, pământul va deveni fierbinte. Oameni buni, uitați-vă în jur, uitați-vă la ce temperaturi sunt în România și mai ales ce temperaturi au ajuns în India și în alte țări din Africa unde sunt deja aproape 50 de grade. Apariția unei maladii, ei bine, aceasta s-a împlinit și ea. Trebuie doar să vă uitați la ultimii 2 ani. Bineînțeles că putem să identificăm și altfel aceste trei avertizmente. Faptul că pământul va deveni fierbinte se poate referi la trezirea vulcanilor.
urmate de cutremure și mișcări tectonice. Și bineînțeles că și acestea s-au cam împlinit. Doar anul trecut au fost câțiva vulcani care nu au stat deloc cu minți. Cât despre cel de-al treilea avertizment, cel legat de furtuna de pe soare, putem observa că de fiecare dată când au apărut pete solare, istoria a înregistrat evenimente sângeroase. Oameni buni, Revoluția franceză avea loc în anul 1789. Nu uităm nici de Revoluția bolșevică, 1917. Și, foarte, foarte ciudat, cele două războaie mondiale, cât și cel din Coreea și Vietnam. Toate au avut loc când au apărut pete solare. Inamicii se vor răscula ca să cucerească pământul, iar uriașii din vechime se vor trezi și se vor alătura armatelor care luptă împotriva fiilor pământului. Și va urma un mare război în care mulți vor muri. Tatăl se va întoarce. Au mai tradus oamenii de știință de pe aceste inscripții. Acest mesaj străvechi, dragi prieteni, care a fost scos la suprafață după aproape 50.000 de ani, completează schema apariției vieții pe Terra, mai ales după cum apare ea în miturile precolumbiene. Referitor la războiul cerului, el este menționat în foarte multe culturi străvechi, iar aici, pe canalul Adevăruri Secrete, prezentându-vă teorii incredibile, puteți să aflați că sumerienii s-au apropiat cel mai mult de adevăratul adevăr. Cele două tabere aveau același tată, Anu, dacă vă amintiți bine de țara lui An, din munții Buzăului. Mulți profesori sunt de părere că istoria omenirii a fost inventată pentru sfințirea dușmanilor omului și ai tatălui. Scrierea din peșteră vorbește clar despre cum fiii cerului, rămași alături de tată, au învins și au fost desemnați drept păzitori ai pământului. Zeii înalți, blonzi și cu ochi albaștri, așa cum erau și străbunii noștri getodaci. Și pentru că suntem pe canalul Adevăruri Secrete, vreau să vă aduc ca referință scriitorul american Zecharia Sitchin, care spune că sumerienii își numeau zeii paznici, iar țara lor de origine era pământul paznicilor, cu toporul drept ca simbol. Întâmplător sau nu, simbolul lui Saturn, Cronos sau Zamolxe, localizat de antici la nordul Dunării de jos, era secura dublă. Cuvântul egiptean pentru zei era Neteru, adică paznici, iar în traducerile timpurii ale textelor biblice, în greacă, cuvântul Nefilim, adică Anunnaki, era redat prin paznici, iar hieroglifa acestui cuvânt era un topor. Și bineînțeles că asta nu este tot. Există mai multe mediumuri celebre, printre care și binecunoscuta americancă Betty Anderson, care afirma că zeii buni sunt ființe blonde, venite cu intenții misionare, și că Iisus era unul de-al lor. Suntem învățătorii, veghetorii, creatorii omenirii. Cam aceasta era esența mesajelor trimise de către aceștia celor care puteau să-i perceapă. Ei poartă simbolul șarpelui zburător și mai semnificativ este că spun că vin din sistemul solar al stelei Epsilon Eridani, 10,8 ani lumină, depărtare cu un soare identic al nostru. Și în vremurile străvechi, Dunărea, fiți atenți cum se numea, era numită Eridani. Și să nu uităm ce spunea Enoch în cartea sa, că în Carpați se află locuința regiului veșnic, unde viața va fi răsădită. Și să nu uităm ce se mai spune în cartea lui Enoch, adică faptul că dacii cunoșteau secretul computerului ceresc. Misterioasa mașinărie descrisă în cartea lui Enoch este un aparat de calcul astronomic, dacă putem să-i spunem așa, un fel de calendar al dacilor, ale cărui elemente principale erau formate din stâlpi, portaluri și ferestre, dispuse în cercuri concentrice, cu o potcoavă din 21 de stâlpi în centru. Locul de observare. Vă sună cunoscut cumva acest amplasament? Păi trebuie doar să ne uităm la Sarmisegetuza. Calendarul dacic de la Sarmisegetuza permitea numărarea zilelor unui an cu ajutorul unor stâlpi dispuși în formă de cerc. Anul calculat de strămoșii noștri, dragi prieteni, avea 365,242197 zile, față de 365,242198 la care a ajuns astronomia modernă astăzi. Asta a fost pentru astăzi, oameni buni. Dacă v-a plăcut acest videoclip, dați un share, distribuiți-l mai departe prietenilor și nu numai. Desigur, nu uitați să apăsați butonul roșu de subscribe și clopoțelul pentru a fi primii care află când lansăm documentare și teorii incredibile aici pe canalul Adevăruri Secrete. Vă doresc o seară fabuloasă, iar până data viitoare, urmăriți și alte materiale ce vă vor pune pe gânduri de pe canalul Adevăruri Secrete.